Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod cu bicicleta. Știu că mi-ați spus acum 2 luni că vreți să fac un bike vlog sau n-am putut să fac deoarece n-am avut timp. Da, și nu prea mi-a ieșit bine filmarea și mă cam supărai destul de rău, dar acum vreau să fac o filmare să-mi iasă destul de bine. Sau dacă vreți să vă arăt niște detalii despre bicicleta mea. Vreau să, acum uitați că acum vă spun. Păi, această bicicletă am cumpărat-o și e nouță. Are suspensii și în față și în spate, dar are frâna pe disc, dacă vreți să știți. Sau hai că parchez aici să vă arăt. Să vă arăt frâna de pe disc. Știu că scârție numai că... Așa e, uitați. Frâna pe disc. Suspensia din față și din spate. Și cam murdar așa. Dar o să o spăl. Sau... Timpul să ne plimbăm. Dacă vreți să știți pe multe, uitați că mi-am instalat OBS Studio și și acum o să mă pot juca jocul pe laptop. Mă sigur că nu vine nicio mașină. Aba, da, uite că vine de-a peste care se zrapă. Mi se pare că schimbă ceva viteza de adică. Bă, dar se deplasează ciudat adică. Ciudat. Oare trebuie să dau o țină așa de mână? Poate îmi sări lanțul sau ceva. Viteza, să schimb viteza. 6. Stai că nu se vede bine din cauza lumii. Nu, mai ai timpul. Hai că dau la viteza 4. Bun, acum, fiindcă am dat la viteza mai mare, bicicleta mea se deplasează mai greu, dar mai repede. Dar greu să accelerez, desigur. Sau, wow, aici un șantier. Dar pe aici știu că a fost un parc unde m-am jucat eu cu prietenii mei când eram mic. Bun. Vreau să vă spun dacă vă place acest clip, nu uitați să dați like, să vă abonați în continuare. Am 33 de abonați și ia pe ceas să mă abonez. Bun. Stai să aștept să treacă mașina sau că să mai aștept. Mai aștept toți și că... Bun, a trecut mașina și acum timpul să traversez. Da, uitați, pe aici e un spital vechi. O creșă e aici, s-a construit acum câteva luni. Bine, desigur. Pe aici este spitalul vechi. Deci, pe aici sunt alte 2 intrări și are și 4 intrări, deoarece e o fereastră. O să vă arăt. Dacă vreți. Sau, cum să vă spun,
Dacă vă place mult bicicleta mea, scrieți în comentarii. Dacă mai vreți să aflați mai multe detalii despre ea, voi citi toate comentariile. Deci pe aici intrarea, dar nu mă apuc să deschid fereastra deoarece nu-i frumos. Deoarece nu neapărat, numai că nu vreau să deschid, că se închide greu după aceea și nu mai vreau să se închidă atât de greu. Ok, am să întâmplă cineva. Sau... Timpul să mă duc către Diana. Să mă asigur. Hai că trec pe strada. Bună ziua! Uitați, aici e Diana, numai că s-a mutat Diana. Înainte era altcineva. Uite, în față, direct în față, se află clădire. Fostul magazin Diana. Deci, una sau... Vreau să găsesc de aici, stai că de timp vreau să am problemă. Vreau să scriez niște câini de astea. Sunt niște câini aici, care sunt mai nebune atunci decât câinii din piață. Dacă vreți să aflați ce este în piață, păi vă pot arăta de la îndepărtare. Să mai mergem. Știu că aș câte în largul să-i pun eu cu vaselină la bicla mea. Ok. Uite, două pisici aici. Mă plim în continuare. Și nu știu dacă am curaj să mă duc în piață. Aici sunt niște câini mai nebune. Bine, v-a spus greșit că de aia sunt nebunatici. Aia de aici sunt nebunatici. De aici au făcut pui. Și fiindcă au făcut pui, au început să ia razna și mai rău. Deci, nu cred că o să mă duc în piață. Eu fac, hai că am luat-o fix în piață și o voi lua în partea aia altă să mă asigur să nu fie câini. Bun. Sau cred că sunt siguranță. Nu știu cât de bine sunt protejat aici. O iau pe acolo. Nu vă speriați că acest câine e cu minte. L-am întărâtat noi din greșeală, eu, prieten de-al meu. Știu că pe aici stă o prietenă de-a mea, deci trebuie să merg destul de încet. Dacă mă atacă, fug rapid. Uite, păcuțul. Și se pare că suntem ok. Haideți să mergem. Bun. Aici ducem în vale. Aici ducem în puținele. Trebuie să traversez strada. Au de câine, de ce? Nu-i ce curtea mea.
aici am plecat. Bine să ia pe la mine. Aici o să vă arăt. O să vă arăt o potecă. Probabil veți cunoaște această potecă. Desigur. Sunt 100% sigur că veți cunoaște această potecă. Ok, sau timpul să mă duc mai și apoi o voi lua la vale un pic. După aceea o să vă arăt poteca mai mult. Probabil că 100% sunt sigur că veți cunoaște această poteca. Da. Sigur, 100% veți cunoaște această poteca. Ok. Nu mai avem mult și ajungem la ea. Ok, se aude și o muzică. S-am ajuns această potecă. Cred că știți unde duce această potecă. Da, sunt tot câini acolo. Dar nu-i problemă. O iau pe acolo, în jos. Aici Dai, nu-i băgați în seamă, faceți cu mică. Zic și era mișto că mie mi se pare cuvânt termenul ăsta, brânză de oaie, un termen prost. Bună ziua! Sau... ok. Bine. Pot să merg și pe la dealul e dinspre Olari. Într-o bună zi cu prietenii. Deci o să fac și un videoclip cu dealul e dinspre Olari. Într-o altă zi. Deci, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați like, să vă abonați. Înainte să încheiem videoclipul, vreau să vă mai arăt ceva. Deci aici este frâna din spate și asta e cea din față. Știu că e puțin diferită. Știu că această bicicletă am luat-o fie de la Vâlcea. Am luat-o. A costat destul de mult. Poate dacă mă întrebați în comentarii, o să vă spun și prețul. Sau, se pare că ne vom opri la videoclipul ăsta. Nu știu de ce, dar ce vreau. Timpul să întâlnim. La revedere. Haideți să vedeți bicicleta mea. Da, asta e bicicleta mea. Luați un pic cu ea. Iar încep să se desufle. Da, să o fiam noi. Pa!